5, începând cu versetul 1. După aceea, era o sărbătoare a iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, ori, șchiopi, paralizați, așteptând mișcarea apei. Căci un înger se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea după tulburarea apei, se făcea sănătos orice val ar fi avut. Acolo era un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când a văzut țăcând și pentru că știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Bolnavul i-a răspuns: Doamne, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare cât se tulbura apa. Și până când să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Iisus i-a zis: scoală-te, ia-ți patul și umblă. Și îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Și în ziua aceea erau zi de sabat. De aceea iudeii ziceau celui ce fusese vindecat: este ziua sabatului și nu ți este permis să-ți ridici patul. Dar el a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: ridică-ți patul și umblă. El a întrebat: cine este omul care ți-a zis: ridică-ți patul și umblă? Dar cel care fusese vindecat nu știa cine este, căci Iisus se retrăsese din mulțimea care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că ai fost făcut sănătos. Acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Amin. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului acum la Evanghelia după Ioan și capitolul 5. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, este un pasaj destul de, cum să spun eu, provocator, ca să îl citești și să predici în el și să îl aduci în atenția oamenilor într-o vreme ca aceasta. Da? Și nu este întâmplător, în timp ce studiam din Evanghelia după Ioan pentru școala duminicală, cine este Iisus, în Evanghelia după Ioan, ultimele trei luni din anul acesta, învățăm din Evanghelia după Ioan, am dat peste pasajul acesta, care nu este în studiu de la școala duminicală, dar Domnul mi-a zis: iată care este cuvântul meu pentru vremea prin care treceți voi. Da? Și care credeți că este titlul acestui mesaj? Care credeți că este fraza din pasajul acesta citit care îți sare înainte, într-o vreme ca aceasta? Vrei să te fac sănătos? Vrei să te faci sănătos? Așa este. Uitați ce spune Domnul Iisus aici. Uitați ce întrebare în versetul 6 la sfârșit. Vrei să te faci sănătos? Cum adică? Ce vrei să zic? Cum adică? Sigur că vreau să mă fac sănătos. Cine nu vrea să se facă sănătos? Amin? Amin. Totul se pare că unii nu vor. Pentru că Domnul Iisus spune că doar cei bolnavi au nevoie de medic. Și Domnul Iisus Hristos vorbește despre o altă fel de sănătate decât se gândesc oamenii. Și Domnul Iisus vorbește despre o altă fel de boală decât cea care cred oamenii că este cea mai mare problemă a lor. Boala aceasta și sănătatea aceasta la care se gândesc oamenii este intermediară, este cuprinsă cumva în discuție indirect, dar Domnul Iisus Hristos țintește la ceva mult mai important pentru om și pentru ființa sa. Vrei să te faci sănătos? Ce mare binecuvântare și ce mare alinare este atunci când, ajungând într-o situație critică, ajungând într-o imposibilitate, atunci când toate soluțiile dispar, toate căile se înfundă, atunci când nicio încercare nu aduce reușită, atunci când nicio idee a celor prezenți nu funcționează și atunci când, dintr-o dată, apare o idee genială, apare o rezolvare, apare o persoană care este foarte încrezătoare că știe el cum se poate rezolva acea situație și cum se poate ieși din acea imposibilitate, din acel impas. Și în doi timp și trei mișcări, cum zicem noi, gata, a și rezolvat situația. Nu mai e nicio problemă și totul funcționează. Ce mare binecuvântare este atunci. A fost de câteva ori în viața mea situații în care ba s-a stricat ceva, ba nu mi-am găsit de lucru, ba parcă toate drumurile s-au înfundat. Și nu mai era nicio rezolvare. Și dintr-o dată,
s-a rezolvat imediat. A apărut ceva, a apărut cineva și parcă a fost așa ușor. Și totul s-a rezolvat și în câtva timp parcă vroiam să și uit de asta, nici nu mai știam ce situație grea a fost. Este o mare ușurare în orice domeniu, chiar într-un proiect fizic, într-o lucrare, într-o slujbă, când se întâmplă așa ceva, dar mai ales atunci când este vorba de sănătatea trupească a cuiva, este o mare binecuvântare. În contextul nostru, unde am citit aici în Ioan capitolul 5, erau mulți bolnavi care nu găsiseră nici o soluție și se înghesuiau la această scăldătoare în Ierusalim. Această scăldătoare, spune aici, de lângă poarta oilor, și această scăldătoare se numea Betesda. Mai era o scăldătoare, iarăși numită în Noul Testament, scăldătoarea Siloam, ceva asemănător, oamenii se înghesuiau acolo și așteptau anumite momente în care, prin anumite lucruri, puteau să fie vindecați. Și așteptau aici pentru că, din când în când, ne spune cuvântul, acolo se întâmpla un miracol, se cobora un înger și tulbura apa și oricine, cu orice boală, indiferent care era problema, putea să fie vindecat. În versetul 4 spune că un înger se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa și cel din zi care se cobora în apă, în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Orice boală ar fi avut. Hai să tragem o mică concluzie de aici. Există cineva în universul acesta care nu are niciun fel de problemă în fața bolilor. Nu există boli grele pentru așa ceva, pentru acel cineva. Înțelegeți? Zice aici, orice boală. Boala nu este o problemă. Boala nu este o problemă. Și sigur, aceștia nu sunt medici și aceasta nu este știința umană. Așa e? Pentru ei există multe probleme. Multe boli care câteodată se pot vindeca, câteodată nu se pot vindeca. Aceleași medicamente, câteodată fac efectul la unii, nu fac efectul la alții. Dar aici, uitați cât de n-avea nicio legătură cu gravitatea bolii. În acel moment, cel care ajungea acolo primul, indiferent ce boală ar fi avut, boala nu era o problemă. Era vindecat de orice boală. De orice boală. Erau mulți bolnavi acolo, după cum și în lumea noastră sunt mulți bolnavi. Și vedem cum numărul bolnavilor cresc și nu știm dacă a mai fost, probabil că a mai fost astfel de crize de sănătate. Nu știm dacă atunci existau așa sisteme de raportare și de centralizare a datelor, dacă au fost mai mulți, au fost mai mulți acum, dar oricum, sunt mulți oameni care suferă de diferite boli. Și erau mulți bolnavi și acolo și așteptau toți această șansă să fie vindecați. Și toți s-au dus acolo ca să fie vindecați. Și în acea situație, Iisus, care putem să îl vedem aici ca fiind soluția sau vindecarea personalizată, vine la unul dintre ei. Erau mulți acolo, dar Iisus vine la unul dintre ei, unul care pare să fi fost mai neajutorat decât ceilalți. Spune el că nu avea pe nimeni care să-l ajute să ajungă repede la apa vindecătoare. Era și greu pentru el, pentru că era olog. Nu toți erau ologi acolo, dar erau mulți paralizați. Dar se pare că unii dintre ei aveau pe cineva care să-i ajute. Da? Oare de ce el nu fi avut pe nimeni? Nu știu. Dar era un fel de nedreptate, între ghilimele, pentru acest olog. Și Iisus, vindecarea, vine la el și îl întreabă direct. Spune aici că acest om fusese bolnav de 38 de ani. Dacă socotim puțin, înainte să se nască Domnul Iisus, acest om era deja paralizat. Domnul Iisus avea în jur de 31-32 de ani. Da? Momentul acesta n-am calculat chiar exact, da? Puțin după 30 de ani. Iar ologul nostru era bolnav de 38 de ani, adică înainte să se nască.
Domnul Iisus. Multă vreme. Multă vreme. Și Domnul Iisus îi pune așa sec, așa simplu această întrebare. Vrei să te faci sănătos? Ce întrebare mai era și aceasta? Cum ar fi astăzi să te duci la spital, să te duci la secția de terapie intensivă și să întrebi pe oamenii de acolo, vrei să te faci sănătos? Sigur că vor să se facă sănătoși, nu? De asta s-au dus la spital. Despre ce vorbește Domnul Iisus Hristos aici? Cum poate să adreseze o astfel de întrebare? Vrei să te faci sănătos? Despre ce fel de boală vorbește Domnul Iisus aici? Despre ce fel de sănătate vorbește Domnul Iisus Hristos aici? Haideți să încercăm puțin să pătrundem gândirea și mesajul Domnului Iisus Hristos. Și sigur, nu doar din pasajul acesta, dar întregul mesaj al Cuvântului lui Dumnezeu ne arată lucrul acesta și anume, în primul rând, că boala omului nu era această paralizie sau orbirea sau surzirea sau alte boli care erau aici, ci boala omului era și este în continuare păcatul. Aceasta este boala omului. Omul se poate vindeca de o boală la rinic, de o boală de sânge, de COVID chiar, dar până la urmă tot îl omoară ceva. Și ceea ce îl omoară este păcatul. Boala originară, de la origine a omului și problema omului din cauza căreia moare, este păcatul. Ce este păcatul? Biblia ne spune că păcatul, această boală, este boala neascultării. Știți cât de greu este să asculte un om? Știți cât de greu este să renunțe la ce a intrat lui în cap și la ideile lui și să asculte, să se supună la cineva din afara lui? Păcatul este neascultare de Dumnezeu. Păcatul este călcarea poruncii lui Dumnezeu. Și păcatul a adus toată stricăciunea pe care o avem și pe care o vedem astăzi în creația întreaga lui Dumnezeu. Nu doar în viața omului, dar în întreaga creație a lui Dumnezeu. De aceea vedem toate problemele acestea cu încălzirea globală, cu razele ultraviolete, cu orice din creația lui Dumnezeu. Pentru că păcatul a adus stricăciune în tot ceea ce Dumnezeu la început a făcut foarte bun. Când Dumnezeu a făcut universul acesta, s-a uitat la tot ce făcuse și a zis și a văzut că toate erau cum? Foarte bune. Haideți să citim lucrurile acestea în Genesa capitolul 1, de la versetul 31. Genesa capitolul 1, versetul 31 spune așa: Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune și astfel a fost o seară și dimineața aceasta a fost ziua a șasea. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. Și în ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea. Apropo, tot în ziua a șasea, Dumnezeu a mai făcut și ce? Pe lângă cerul și pământ și tot ce făcuse. Omul. Deci omul era făcut. Când Dumnezeu s-a uitat și a zis, toate erau foarte bune, este inclusiv omul. Tot ce a creat Dumnezeu a creat în primele șase zile. Și în ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Și Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o crease și o făcuse. În ziua a șaptea Dumnezeu s-a uitat și a văzut că totul era foarte bun și Dumnezeu a fost mulțumit. Asta înseamnă s-a odihnit. El nu obosise, dar el a fost satisfăcut, a fost mulțumit că terminase totul și totul era foarte bun. Dar în Geneza 2 cu 16 și 17, Dumnezeu a dat o poruncă omului. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta, una singură, o singură poruncă. Câte porunci le-a dat Dumnezeu evreilor în legea lui Moise? Am învățat noi la studiul de miercuri. Câte porunci? 613. 613. Pe care trebuiau să le țină, ca să fie drept înaintea lui Dumnezeu. Dar la început n-a fost așa. A fost o singură poruncă. Știți ce observăm aici? Numărul interdicțiilor și poruncilor și regulilor crește odată cu înmulțirea păcatului. Amin? De asta trebuie să apară poliția, de asta trebuie să apară mai multe legi, mai multe legi, mai multe restricții, mai multe pedepse. Din cauza înmulțirii fără de lege. Din cauza înmulțirii păcatului. La început a fost o singură poruncă.
Dumnezeu a dat omului. Din pomul, a spus, poți să mănânci din, cu plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, din el vei muri, negreșit. Vei muri. O singură poruncă de care depindea tot echilibrul creației și bunăstarea omului. Tot echilibrul creației lui Dumnezeu și binecuvântarea vieții omului depindea de ascultarea omului de această poruncă. Dar omul nu a ascultat. Omul a călcat această poruncă. Omul a vrut să hotărască singur ce este bine și ce este rău. A vrut să fie independent de Dumnezeu. Și iată ce a adus neascultarea omului. În capitolul 3, versetul 17 și 18, Dumnezeu i-a zis lui Adam, fiindcă ai ascultat de glasul soției tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem, zicând să nu mănânci din el, blestemat este acum pământul din cauza ta. Cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spini și pălămide să-ți dea și să mănânci plantele de pe câmp. Neascultarea omului a dus la blestemarea acestui pământ. Și în Romani, capitolul 8, versetul 20 și 21, ne spune că natura întreagă, creația lui Dumnezeu, este suferind din cauza corupției, din cauza păcatului omului și așteaptă să fie reparată. Așteaptă să fie vindecată și creația aceasta va fi vindecată. Dumnezeu va face un pământ nou și cerul noi, slăvit să fie numele Lui. Și acolo va domni dreptatea. Și nimic stricat nu va mai fi. Pământul nu va mai fi blestemat și cerul. Și nimic rău nu va mai fi acolo. Dar din cauza păcatului, natura, așa cum zic oamenii, creația aceasta este coruptă. Pământul acesta este blestemat din cauza neascultării omului de Dumnezeu. Și înapoi în Genesa 3:19, Dumnezeu spune, prin sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Toate problemele omului și moartea inclusiv a venit sau au venit din cauza păcatului. Și în Noul Testament, Apostolii Domnului Iisus Hristos transmit în continuare mesajul cuvântului lui Dumnezeu și în Romani, capitolul 5, versetul 12, Apostolul Pavel scrie așa, Romani 5:12, de aceea, cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, adică neascultarea de Dumnezeu, și prin păcat a intrat moartea, astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit. Iată, dragi frați și surori și dragi ascultători, de ce mor oamenii. Iată care este boala bolilor. Și poți să te vindești de orice altă boală, tot vei muri. Tot vei muri. Pentru că nu asculți de Dumnezeu, pentru că ești păcătos. Pentru că tu crezi că știi mai bine ce trebuie să faci în viața ta. Tu crezi că știi mai bine ce este bine și ce este rău, ce este drept și ce nu este drept. Ce este bun și ce este rău. Și aceasta este cauza tuturor problemelor și cauza morții omului. Romani 6:23, căci plata păcatului este moartea. Plata păcatului este moartea. Aceasta este boala bolilor. Sunt diverse boli intermediare în lumea aceasta. Sunt diverse handicapuri fizice în lumea noastră. Așa cum vedem în pasajul nostru din Ioan 5 cu versetul 3, spune că zăceau o mulțime de bolnavi, virgulă ori, virgulă șchiopi, virgulă paralizați. Sunt o mulțime de boli în lumea aceasta și handicapuri fizice. Dar toate acestea au o singură cauză care stă la originea lor. Și această cauză este neascultarea omului de Dumnezeu. Și nu doar neascultarea lui Adam, primul om, ci spune că toți au păcătuit. Prin el a intrat moartea în lume, dar acum moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Nu există om care să nu moară. Din cauza că toți au păcătuit. Și în textul nostru, înapoi, în Ioan, capitolul 5, versetul 6, Iisus, când l-a văzut zăcând, pentru că știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Omul acesta era bolnav de 38 de ani și tot mai spera să fie vindecat. Tot mai stătea în locul acela unde spera să fie vindecat. Și uitați-vă,
Ce ne sugerează cuvântul lui Dumnezeu aici foarte clar, în versetul 14? După ce a fost vindecat, Iisus a întâlnit cu el în templu și i-a zis, iată că ai fost făcut sănătos. El vroia să fie făcut sănătos, Iisus l-a făcut sănătos și Domnul Iisus îi spune, iată, ce credeai tu că este aproape imposibil, poate că nici nu te mai gândeai la așa ceva, iată că ai fost făcut sănătos. Și ce îl sfătuiește Iisus? Acum? Ce zice? Ai grijă să nu mai urci pe munți, că poate o să-ți rup picioarele. Ce îl sfătuiește Iisus? Acum să nu mai păcătuiești. Păi ce legătură are păcatul cu boala? Are. Și vedem clar că Domnul Iisus declară că acest om fusese o loc 38 de ani din cauza păcatului din viața lui. Aici lucrurile sunt foarte clare. Iisus le declară așa. Și spune, vezi că ai fost făcut sănătos, acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău decât paralizia de picioare. Sau mă rog, ce fel de paralizie o loc a fost el. E foarte clar ce zice Domnul Iisus Hristos aici. E foarte clară cauza bolii acestui om, din ce cauza îi se întâmplase. De asemenea, avem și alte pasaje în Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să mai citesc și în Epistola lui Iacov, capitolul 5, versetul 14 și 15. De multe ori este trecută cu vederea această speță aici. Când unul este bolnav, dintre frați și surori, spune, este vreunul dintre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și ei să se roage pentru el ungându-l cu un de lemn în numele Domnului și rugăciunea cu credință va vindeca pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Aici lasă loc și de altceva, dar spune că s-ar putea ca uneori să fii bolnav din cauza că ai făcut păcate. Și prezbiterii bisericii vin și îl confruntă pe om sau îl dau ocazia să mărturisească, pentru că știți, omul când este bolnav, când ajunge la greu, am văzut ca și în viața lui Iosif și a fraților lui, când au ajuns la greu și au adus aminte de păcatul lor, nu? Când omul ajunge pe pat, începe să se gândeze, să se gândească, să-și cerceteze viața. Oare ce am făcut? Oare de ce îmi face Dumnezeu asta? Și în Iacov aici nu spune că numai asta este cauza, dar spune că s-ar putea să fie asta cauza. Și cu toate astea, dacă vin prezbiterii bisericii și vorbesc cu el și el își mărturisește păcatul și îi se va ierta și va fi făcut sănătos. Deci există și această posibilitate aici. Păcatul, adică neascultarea de Dumnezeu, este cauza generală și originară a fiecărei boli pe pământul acesta. Nu există boală care să nu aibă cauza originară la început, păcatul. Ea poate să fie derivată apoi, dar cauza originală a bolii și a morții pe pământul acesta este păcatul și a blestemului care este asupra acestei creații. Și în timp ce Dumnezeu, apoi, după intrarea primului păcat în lume, uneori, în anumite situații tragice și în anumite boli, Dumnezeu îngăduie moartea și îngăduie anumite boli și din alte cauze, nu numai dintr-un păcat direct, totuși cauza originară este păcatul. Dumnezeu apoi a început să folosească și să îngăduie anumite situații tragice și pentru alte motive. Și aș vrea doar să menționez două dintre acestea. Dumnezeu câteodată îngăduie aceste situații pentru încercare, pentru testul copiilor săi, așa cum este în cazul lui Iov. Prietenii lui îi sugerau în continuu să-și mărturisească păcatul, că nu se poate să pățești o așa ceva dacă nu ai păcătuit. Dar Iov nu făcuse nimic de genul acesta. Totuși Dumnezeu a îngăduit să fie chiar bolnav. Foarte grav. Da? Și de asemenea, mai este o altă situație, Dumnezeu uneori îngăduie aceste boli și chiar moartea unora, pentru ca să fie arătate lucrările lui Dumnezeu și El să fie glorificat. Vedem în Ioan capitolul 9, de la versetul 1 până la 3, avem o asemenea situație în care Iisus a văzut un orb din naștere și ucenicii lui l-au întrebat zicând, învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Vedem de aici și, cum să zic, înțelegerea normală a ucenicilor că păcatul este cauza unei boli. Ei deja își asumă asta aici și întreabă din cauza căruia, pentru că omul ăla se născuse orb. Și ucenicii își puneau problema, ce păcat putea să facă el înainte să se nască? De s-a născut orb. Deci poate că părinții lui au păcătuit.
Dar aici Domnul Iisus Hristos spune că nu păcatul a fost cauza directă a bolii, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să poată să fie arătate în el lucrările lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să primească gloria. Tot așa, atunci când Lazar, prietenul Domnului Iisus Hristos, s-a îmbolnăvit în Ioan 11:4, Iisus, când a auzit, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci este pentru gloria lui Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu să fie glorificat prin ea. Deci există și alte cauze între timp, dar la început, din cauza asta, a intrat păcatul și moartea, pardon, boala și moartea lumei din cauza păcatului. Soluția este Iisus. De aceea El vine la omul acesta și îl întreabă, vrei să scapi de această boală? Vrei să fii sănătos? Și Iisus încă își trimite cuvântul Său și mesagerii Săi și astăzi. Și îi întreabă pe mulți, vrei să ai viață veșnică? Vrei să fii iertat de păcat? Vrei să te împaci cu Dumnezeu? Vrei să scapi de blestemul păcatului? Vrei să înviezi din morți și să fii cu Dumnezeu pentru totdeauna? Iisus încă trimite în mod direct sau indirect prin cuvântul Său, prin mesagerii Săi, prin diferite tractate sau pliante scrise, această întrebare oamenilor. Vrei să te faci sănătos? Și astăzi este încă timp ca să primești această ofertă a Domnului Iisus Hristos. Iisus zice, vrei să te faci sănătos? Adică să nu mai suporți consecințele păcatelor tale? Adică să fii iertat? Sigur că oamenii se gândesc numai la sănătatea fizică, așa se gândeau și oamenii ăștia de aici. De-aia se înghesuiau la scăldătoarea Betesda, nu se înghesuiau la templu, la cuvântul lui Dumnezeu. Dar vedem că după ce a fost vindecat, omul acesta s-a dus la templu. Este un lucru bun. Da? Știți că sunt mulți oameni care, atunci când sunt bolnavi, se roagă la Dumnezeu și promit multe lucruri, că se pocăiesc, că se duc la biserică, că ei fac aia și aia la altă și după aceea uită. Dar oamenii aceștia toți nu se duseseră la templu, ei erau la scălătoarea Betesda pentru că ei se gândeau numai la sănătatea fizică, nu la altceva. Și de asta mulți oameni stau închiși în casă, de asta mulți oameni se duc la medicamente, de asta mulți oameni se duc la spital, pentru că ei se gândesc numai la sănătatea fizică. Nu e rău să te gândești la sănătatea fizică, dar Domnul Iisus Hristos spune că este mai mult decât atâta. Este ceva mult mai important decât sănătatea fizică. Și El ne atrage atenția la lucrurile acestea. Acolo la scăldătoarea Betesda numai câțiva erau vindecați și asta din când în când. Și până la urmă tot mureau. Dar ei, cu toate acestea, tot se înghesuiau acolo și așteptau cu răbdare să fie vindecați. Însă oricine vine la Iisus este vindecat pe deplin și nu mai moare niciodată. Are viață în veci, slăvit să fie numele Domnului. Și nu trebuie să se înghesuie. Pentru că Iisus vine la ei. Nimeni nu caută prima dată pe Dumnezeu. El ne caută pe noi. Amin? Amin. Și omul tot refuză. Și omul tot amână. Și omul tot se gândește. Oare ce să fac? Pentru că El vrea să ofere altă sănătate. Vorbește despre altfel de viață. Oricine vine la Iisus nu mai moare niciodată. În același capitol, în Ioan 5, versetul 40, Domnul Iisus le spune oamenilor religioși, capitolul 5, versetul 40, nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Ei se duceau la Betesda ca să aibă sănătate fizică, dar nu vreau să vină la Iisus ca să aibă viață veșnică. Iisus vorbește despre alte lucruri, mult mai importante decât sănătatea fizică. Să vezi, să auzi, să vorbești, să poți să mergi, decât viața fizică pe acest pământ. Nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Vă duceți la vindecare fizică, dar nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață veșnică. Oamenii se gândesc doar la lucrurile mărunte și trecătoare ale vieții acesteia, dar Iisus ne oferă mult mai mult, slăvit să fie numele Lui. El ne oferă viață veșnică. Într-un capitol înainte, în capitolul 4, El vorbește cu femeia samariteancă și aceea venea și ea după un lucru mărunt, după apă rece, de la fântână. Și Domnul Iisus spune, am o apă mult mai bună pentru tine, apa vieții.
Când bebea din aceasta, niciodată nu-ți va mai fi sete. Și ea zice, da, vreau apa aceasta. Oamenii se roagă la Dumnezeu numai pentru lucruri mărunte. Vor pâine, vor bani, vor sănătate fizică, dar Iisus zice, am ceva mult mai bun pentru voi. Eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vieții. Cine vine la mine, niciodată nu va frămânzi, niciodată nu va înseta. Nu va muri niciodată, ci va trece din moarte la viață, nu va veni la judecată. Domnul Iisus spune, am ceva mult mai bun. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 2, avem de a face cu un alt caz asemănător, un alt loc care este adus de prietenii lui. Vedeți, acela avea prieteni care l-au adus la Iisus, au spart acoperișul, l-au pus în fața lui Iisus. Acesta n-avea prieteni. Oare ce păcat a făcut el de n-avea pe nimeni, de 38 de ani, să-l ajute să intre în apă? Dar chiar și acolo, toată lumea se aștepta la vindecare fizică. De aia veneau înaintea lui Iisus. Și Iisus îi spune acelui olog, păcatele ți sunt iertate. Păcatele ți sunt iertate. El are putere să ierte păcatele și aceasta este boala mai importantă decât boala fizică. Dar pentru că oamenii nu credeau și El spune, pentru ca să știți că Fiul omului, adică Iisus, are autoritatea să ierte păcatele, l-a vindecat și fizic pe acel olog. Și i-a poruncit asemănător, ridică-ți patul și umblă, du-te acasă. Nu știm dacă omul acesta din Ioan 5 înțelesese sau nu ce fel de vindecare îi oferise Iisus. Nu pot să spun sigur, dar oferta lui Iisus era clară și era diferită de ceea ce căutau ei la Betesda, de ceea ce oferea scăldătoarea Betesda. În versetul 8 și 9 Iisus i-a zis, scoală-te, ia-ți patul și umblă. Și îndată omul acela s-a făcut întors și a luat patul și umbla. Iisus l-a vindecat imediat. Nu trebuia să aștepte să se tulbure apa. Iisus l-a vindecat printr-un cuvânt. Nu depindea de apa vindecătoare. Nu trebuia să facă el nimic. Nici nu trebuia să meargă la mănăstire. Nici trebuia să meargă să atingă apa sau un alt obiect sfânt. Nu trebuia să facă el nimic. Nu trebuia să cumpere nimic. Iisus a venit la el și l-a vindecat imediat printr-un cuvânt. La momentul acesta, Iisus îl vindecase fizic, de plin și imediat, fără să depinde de nici măcar de credința lui. Nu l-a condiționat de credința lui, nu l-a întrebat dacă are credință, l-a întrebat un singur lucru, vrei să te faci sănătos? Sigur că vroia. Dar cu siguranță că Iisus îi sugerase că el, Iisus, venise să-i dea mai mult decât vindecare fizică. Totul era diferit de ceea ce așteptau oamenii aceia acolo la scălătoarea Betesda. Și nu știm până la urmă dacă ologul a priceput sau s-a mulțumit doar cu vindecarea fizică, la fel ca și cei 9 leproși, vă amintiți, 10 leproși au venit la Domnul Iisus Hristos să fie vindecați. Toți au fost vindecați și 9 dintre ei au zis, slavă Domnului, să suntem vindecați, hai să ne întoarcem, să ne refacem viața, hai să intrăm în societate. Dar unul dintre ei a zis, stai puțin. S-a întors înapoi la Iisus și acela a primit mântuirea, să vin să fie numele Domnului. Dar nouă s-au mulțumit doar că au ieșit din spital, au trecut de coronavirus, de COVID și gata, hai să ne vedem de viață. Nu știm dacă acesta a primit mai mult sau a înțeles că este mai mult. În versetul 15 vedem că omul acesta s-a dus la iudei și le-a spus că Iisus îl făcuse sănătos, într-un fel el mărturisește despre cel care l-a făcut sănătos. Nu știm sigur, dar Iisus l-a vindecat pe deplin din punct de vedere fizic aici și a sugerat că există o altă vindecare. Și acum aș vrea să dăm în încheiere motivul vindecării. Sigur, ne gândim în paralel la ceea ce a pățit omul acesta și la oferta pe care o făcea Domnul Iisus Hristos. Și în versetul 8 Iisus i-a zis, scoală-te, ia-ți patul și umblă. Umblă. Motivul vindecării este să umblăm pentru Cel care ne-a făcut sănătoși. Amin? Înțelegeți lucrul acesta? Iisus i-a zis, scoală-te, ia-ți patul și umblă. Și El a început într-un fel, vedem aici, că El a început să mărturisească despre Cel care l-a vindecat. Deși nu era prea popular pentru El, fiindcă această vindecare a fost loc
într-o zi de sabat și iudeii, acești lideri religioși din vremea aceea, nu agreau lucrul acesta. Și ar fi putut omul nostru, care sigur știa această mentalitate a iudeilor, să tacă din gură și să nu comenteze. Sunt vindecat, mă duc acasă, tac din gură, văd de treaba mea. Dar totuși vedem că lui nu-i pasă într-un fel de pericolele la care se expunea și mărturisește cu voce tare că da, m-am vindecat într-o zi de sabat. S-a întâmplat un lucru deosebit. Umblă pentru ceea ce te-a vindecat. Umblă în numele Lui și umblă la porunca Lui. Acesta este motivul pentru care Iisus vrea să te mântuiască. Poate că înțelegi că Iisus vrea să-ți ierte păcatele. Că Iisus vrea să-ți dea viață veșnică. Că Iisus vrea să-ți dea viață binecuvântată și aici pe pământ. Dar să nu uităm că există un motiv pentru care evreii au fost eliberați din sclavia egipteană. Există un motiv pentru care Domnul Iisus vrea să ne ierte nouă păcatele. Și motivul acesta nu este să trăim fericiți până la atunci bătrâneți aici pe pământ și să ne tot zidim lucruri aici pe pământ, să ne strângem pomori, ci motivul acesta este să umblăm pentru Iisus. Amin? Amin. Ridică-ți patul și umblă. Umblă pentru Iisus. Ocupă-te cu asta în viața ta. Bate la uși, cum spunea Beniamin mai devreme. Dă tractate biblice, roagă-te pentru oameni, spune-le cuvântul lui Dumnezeu, nu te mai îngrijora de ziua de mâine, ce vei mânca, ce vei bea. Viața ta pe pământ, oricum, este o viață sărăcăcioasă, pentru că sunt multe neajunsuri aici pe pământ. Sufletul tău niciodată nu va fi săturat cu lucrurile acestea de pe pământ. Cu mâncare, cu băutură, cu bogății, niciodată. De aceea Domnul Iisus spune, strângeți-vă mai degrabă comori în ceruri. Dacă motivul bolii este neascultarea de Dumnezeu, motivul bolii este neascultarea de Dumnezeu, adică păcatul, atunci motivul vindecării bolii este ca să asculți de Dumnezeu și să umbli în numele Lui și să declari puterea Lui. De aceea, dacă ai fost vindecat și dacă Iisus a luat vina păcatului tău și tu ai realizat lucrul acesta, ți-ai pus încrederea în El și ai primit iertarea Lui și ai simțit eliberarea de povara păcatului și te bucuri de revenirea Domnului Iisus Hristos, nu uita că motivul pentru care ai fost vindecat și ești aici pe pământ este ca să umbli pentru Iisus. El a murit pentru toți, ne spune în 2 Corinteni, capitolul 5 cu 15, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, să nu mai umple pentru ei înșiși, pentru ce lucrezi, pentru ce te zbați. Păi ca să fac aia, să fac aia la altă, să fac aia, să aranjez asta. Umblă pentru Iisus. El a murit pentru toți, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel care a murit și a înviat pentru ei. Pentru ei. Ai grijă, îi spune Iisus acestui rău, să nu mai păcătuiești. Acum, oamenii cred că să păcătuiești înseamnă să omori pe cineva. Sau să spargi casa cuiva. Sau să furi. Să păcătuiești înseamnă simplu să nu asculți de Dumnezeu. Și poți să nu asculți de Dumnezeu cu bună știință și poți să nu asculți de Dumnezeu pentru că nici măcar nu citești Biblia și nici măcar nu știi ce vrea Dumnezeu pentru tine. Tot neascultare de Dumnezeu este. Fiindcă în loc să-ți faci timp de cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu, să știi ce vrea El să faci, îți ocupi timpul cu alte lucruri trecătoare. Și pământești. Dacă trăiești, nu mai trăi pentru tine în neascultare de Dumnezeu. Ai grijă acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Cauza bolii este păcatul. Vindecarea este la Iisus. Iar motivul este ca să umblăm pentru El, în numele Lui, pentru gloria Lui. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm, să fim adunarea noastră în frumoasa aceasta.